Comisia Jurii, prin decizia sa de astăzi, se află la originea unui conflict între legislația națională din România și cea europeană, conflict ce depășește competențele înscrise în regulamentul de procedură al Parlamentului, precum și în Tratatul Uniunii Europene. Conform legislației naționale, Rovana Plumb nu se află în niciun conflict de interese. În legislația europeană, un astfel de cadru nu numai că nu este clar reglementat, dar situația sa a fost supusă unui joc politic ce lasă loc de interpretări. Nu există un conflict dovedit, nu există un motiv solid pentru această respingere. Iar atitudinea Comisiei Juridice a fost profund încurajată de opoziția din România, în frunte cu președintele Iohannis, care anunța cu o oră înaintea deciziei că dorește consultări pe tema nominalizării unui nou comisar european. Să nu uităm nici de lobby-ul negativ exercitat de liderul grupului europarlamentar Renew Europe, Dacian Cioloș, împotriva României. Să nu uităm că președintele Comisiei Juridice este membru al grupului condus de domnul Cioloș. Să-l întrebăm și pe domnul Dacian Cioloș ce demersuri a întreprins în acest sens și care este mai exact influența dumnealui în ceea ce privește decizia de astăzi. Noi vom face o nouă propunere de comisar european, iar în ceea ce privește invitația la consultări adresată de președinte, îi răspund că voi veni de îndată, același de îndată cu care și dumnealui a decis să numească miniștrii interimari, conform deciziei Curții Constituționale, care a stabilit că președintele a încălcat Constituția.